cine face totuși lumea mai frumoasă, florile sau cei care le adoră. Uite că prima noastră invitată are și o afacere în domeniu, dar nu la noi, ci în inima New Yorkului. Cum a ajuns Lorena Eni tocmai acolo? Aflăm imediat de la ea. Vine în ospeție la Vorbe Bune pentru că este acasă și nu vine singură, vine cu prietenul ei cel mai bun. Nu poate să dea nicio replică el la interviu, dar o însoțește mereu pe prietena sa. Milo, salut, puiu, salut! Ia că tălăi, vedeta de pe Instagram. Salutare, bine ai venit! Salut, salut, bine te-am regăsit! Dragă mea, mamă, ce flori, de unde le-ai găsit un maci în miez de iarnă? Mai ceva cam poveștile astea cu vreau flori în miez de iarnă. Uite, avem maci și de toate. Bine ai venit acasă, în primul rând, pentru că Mulțumesc. Cei care te urmăresc pe tine pe net știu că ești în New York. Da. Cum ai ajuns acolo? New York a fost mereu un vis care a devenit realitate. Mereu am știut că eu am să iubesc New York-ul și din prima zi când am ieșit din aeroport, nu știu, tot ajutajul, cel aer, cel aglomerație, ce eu am știut că da, totuși New York-ul este o parte, va fi o parte din mine. Și așa și a fost. Ce faci tu acolo? Pentru că ai plecat, probabil afacerea cu florile a venit un pic mai pe urmă, pentru că jobul principal pe care l-ai acolo, modeling. Da. Eu și până acum activez în domeniul modelingului, am mai puține proiecte, acum nu mai dispun de acel timp să alerg pe la castinguri, cum eram înainte mereu cu să fiu pe fază, să reușesc la toate castingurile și să alerg de la unul la altul. Acum am așa, lucrez direct cu careva designer pe care deja îi cunosc. Acum este Fashion Week-ul în New York și nici în acest sezon n-am să fiu. Vacanța trecută tot am fost acasă, printr-o coincidență. Însă e interesant, îmi place să am multe activități, de la flori la sesiuni foto. Flori, ai deja cont pe Instagram cu florile tale și buchetele pe care le faci tu, este o abordare diferită decât cum ne-am obișnuit noi să fie buchetele. De ce? Uite, la tine buchetele sunt așa. Iată, așa le simt eu. Mie mereu mi-au plăcut florile uscate, florile de câmp, ceea ce este mai greu un pic de întâlnit în New York. Sau chiar dacă le găsești, au niște prețuri mult mai exagerate și mereu mă gândesc, vai, dacă bunica mea o să vadă câți bani am dat pe spicul ăsta, ce o să se gândească? Nu știu, bine, uite, dacă să ne uităm la niște poze, cam cât costă un spic din ăsta care zici tu că e... Aș zice că un buchețel de spic ar fi din vreo 7 fericele, 10 fericele, ar fi $20 și mai mult. Aha. Dacă este să le socoți, e destul de mult și nu trebuie să fie doar spicele, că trebuie să mai exact. Pui pe lângă spice ceva. Uite, tu astăzi ai venit la noi cu un buchet și mie îmi place deodată, tare, pentru că e în torbă. Da, este în torbă și într-un borcan, fiindcă nu am atât de multe vaze acasă și zic, mami, îmi trebuie ceva cu găuri. Cu o gură mai largă, zic, de să fie un borcan. Da, e adevărat. Eu, chiar dacă aș putea avea multe vaze în casă, eu aleg borcanul, el arată și mult mai estetic și ecologic. L-ai strâns, l-ai pus, altă dată trebuie, pui ceva în trânsă. Exact. și de toate. Uite, asta este o hortenzie. Da. Este uscată. Este uscată. Este uscată. Mie îmi place foarte mult să folosesc, să implementez și florile uscate. Așa eu simt că le dau lor a doua viață. Așa, și... pentru că foarte mulți cumva se uită sceptic la acest lucru. Oamenii care iau florile de la tine sunt oameni cu un simț estetic destul de dezvoltat. Așa? Așa este. Nu toți înțeleg mereu compozițiile mele și chiar această hidrancie am cumpărat-o de aici, din piață, și am ochit-o așa într-un colț în buticul ăla în care am intrat și eu zic, aș vrea floarea ce? Păi e uscată, nimeni nu cumpără flori uscate. A trebuit să o conving să mi-o vândă la un preț de floare vie. Așa e. Dar trebuie să zici, dar nu vrei să arunci, că o scot eu afară. Da, nu, a fost mai greu de convins. Așa, aici sunt, parcă e floare de, dar nu e ficus, e altfel. Sunt frunzele de magnolie. Aha. Și îmi place foarte mult și în varianta uscată. Mi-a fost un pic mai greu să găsesc frunze de magnolie mai prin prejurimile noastre. Ele de obicei așa sunt mai mari, mai lucioase, mai...
Asta a fost cam ceea ce am găsit. Și aici ce floare e? Este, nu le cunosc denumirile în engleză, în română. Este chicherinci, se numește. Este o floricică, eu aș zice că arată mai primăveratic. Da, 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 e o combinație. Și aici parcă sunt niște clopoței. Sunt niște clopoței, hellebore, ele se numesc. Îmi plac foarte mult pentru că ele folosesc ca o bază, sunt flori, dar totodată pot să le folosesc ca bază de verdeață, ceva pentru compozițiile mele. Și macii. Și macii. M-a cam bătut vântul până am ajuns aici și s-au deschis prea tare, fiindcă i-am cumpărat din București. Că am fost în acest weekend și cu eprobete, m-am străduit să le aduc în stare cât mai bună. Dar am și unul închis. Aha, iată cum... Dar probabil costă o grămadă de bani ei acum. Ori așa? Dar în comparație cu New York, cam nimic nu-mi pare scump. Atât de scump aici, așa că sunt aceleași flori, dar acolo sunt prețuri mult mai mari. Și am ales un trandafir care o să putem să-l desfacem și să-l adaug în compoziție. Mi-a plăcut că are o culoare așa de verde, că am ales o gamă mai neutră. Eu nu sunt foarte mult amatoare de culori roze sau foarte calde. De obicei încerc să le să fac așa între careva culori mai calde, mai pastelate. Pastelate, dar atât, aș spune că și reci. Mm-hmm. Îmi plac foarte mult florile negre. Dar sunt multe flori negre? Nu sunt multe. Sunt așa, un albastru mai întunicat, dar găsești. În New York sunt o gamă foarte mare de flori care poți să le găsești. Nu am farfica cu mine. Sunt ca un cizmar fără cizme astăzi. Dar improvizez. Da, dacă le rup, nu e bine. Țin mai puțin. Așa că noi acum o să le rupem puțin, iar după aia noi le... O să le organizez. Cât tu faci buchetul, eu zic să vedem niște poze și cu prietenul ăsta al tău, putus, nu fi idiot, așa de cuminte, pentru că are și el poze o grămadă pe Instagram și pe rețelele de socializare. Îl iei peste tot cu tine. Peste tot. Și mă ascultă, mă ajută. Fără el... Nu aleg nicio floare. Dar cum zbor, măi? Iei și lui bilet aparte? Da, el cum mereu suportă? Zboară. Dar cum suportă zborul transatlantic? Noi dormim, ne trezim când vine stewardesa și ne spune că micul dejun este gata. Zboară cu tine? Zboară cu mine? E în brațe. Nici nu-l țin în gentuță, mereu îl pun. Dar cât dai pe biletul lui? Da, îi plătești și lui un fel de bilet? Trebuie să achiziți ceva, nu? Relativ da. Deci și au americanii careva reguli care pot să mai scape de biletele pentru câini. Așa că sunt mai norocoasă la acest capitol. E bine că e micuț și nu trebuie să-l lași într-un alt fel de spațiu. Deci, urmează să mai pui și bujorii și alte iarbă și ai tu pe acolo. Da, iată... Sunt aceste fericele de iarbă, miroase atât de frumos, poți chiar să le miroși. Nu știu cum se numesc. Mamă, parcă ai de făcut ceai. Sunt atât de frumoase. Nu-i. Și când le-am văzut, sunt în diferite culorele, de obicei se privesc frumos pentru buchetele de mireasă. Dar buchete de mireasă îți place să faci? Foarte mult. Îmi place să le fac, însă, așa, miresele sunt cele mai complicate cliente. Din acest considerent le cam evit, fiindcă eu am un stil așa mai anume pentru mireasă. Cea mai bună mireasă a fost prietena mea cea mai bună, Cătălina Cărăuș. M-a lăsat să-i fac ce simt eu. Însă e mai complicat cu miresele. Dar de ce desfaci petalele? Am să desfac petalele ca să-i fac o formă așa mai deosebită. Plină. Da? Și dacă ești gingăș cu petalele, floarea nu va suferi, dar va arata foarte interesant. De la cine ai plăcerea asta? În casa voastră au fost plante vii tot timpul? Plante vii au fost. Bunica iubește foarte mult florile de cameră. Și eu dacă lucrez cu florile, nu le știu chiar denumirea la toate, să fiu sinceră. Sunt atât de multe, doar cele de bază, care lucrez în fiecare zi. Și putem să adăugăm și asta. În cazul dat, putem să punem aici. Uitați-vă! Un buchet neordinar care stă într-un borcan și este într-o torbiță. Iată cât de frumos și diferit, diferită viziune, pentru că nu oricine poate crea asemenea buchete și nu oricine are clienții care să adore aceste
direcții în floristică. Bravo ție, spor la muncă, urmează să te întorci în New York și să te puci din nou de clienții tăi și de modeling. Îți mulțumesc din suflet!